Tupeul hoților pare să nu aibă limite nici măcar în fața camerelor de supraveghere. La Timișoara, în plină zi, dintr-un magazin înțesat cu camere video de monitorizare, un tânăr i-a furat telefonul unei angajate. Proprietarul magazinului a făcut acum public filmul furtului și le cere ajutor internauților pentru a-l descoperi pe hoț. Furtul a avut loc ziua în amiaza mare într-un magazin alimentar dintr-un cartier de la marginea orașului. Angajata magazinului aranja marfa pe raft și își lăsase telefonul pe o măsuță, lângă casa de marcat. În magazin se mai afla o clientă. Pe imaginile surprinse de camerele video se vede cum tânărul se strecoară până în vecinătatea casei de marcat și se uită atent pentru a nu fi observat de cineva. Tupeul hoțului este de neînchipuit. La mai puțin de un metru de el este o clientă care pune câteva bunuri pe banda din fața casieriei. Bărbatul nu ține cont de acest lucru. Își facă telefonul și îl bagă în pantaloni. Studiază terenul. Vânzătoarea acolo s-a plimbat. Uitați cum facem. Acum. Aici. Uitați cum mâna lui acolo. A luat-o deja, a băgat-o. O profitat de neatenție, o venit până aici unde sunt eu, era o clientă acolo, n-o văzut, s-o uita la el, n-o văzut, o băga mâna, o întins mâna, l-o băgat și-o plecat liniștit. Am fost pe sală să pun ceva pe rat și persoana respectivă a profitat de ocazie și mi-a luat telefonul de lângă casă. Și chiar nu mă așteptam la așa ceva. Cât valora? 2000. De telefon de o lună. După câteva clipe, sistemul de supraveghere video îl surprinde pe tânăr cum iese din magazin, pe stradă. Imediat ce a ieșit, hoțul a închis telefonul și s-a făcut nevăzut. Acum, oamenii legii îl caută pe infractor, dar șansele să-l găsească sunt mici, chiar dacă furtul a fost surprins de camerele de supraveghere.